Domnilor, criza economică lovește și românii din străinătate, criza asta economică mondială, și trebuie să vedem dacă lovește și românii din țară. Și cum îi lovește și cât de tare. Vreau să luăm un pic istoric. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu. La început a fost criza financiară. Criză care a fost generată de relaxarea creditorul din Statele Unite. Ăsta a fost un motor foarte puternic al crizei financiare. Acum 2 ani discutam despre... 2-3 ani de zile, știți, ne-am întâlnit în Statele Unite. De aceea l-am acum, nu, dar înainte de Statele Unite, acum 2 ani discutam la Nașul exact de criza de financiară. Asta. Exact, unde eu m-am dus la o bancă și, în Statele Unite, și mi-a spus că mi-acordă 5 milioane fără garanție să-mi cumpăr o locuință. Și a zis, dar eu sunt cetățean, nu are dumne importanță eu politica băncii de relaxare ca toată lumea să aibă câte o locuință de 5 milioane. Și domnule, dar trebuie să dau înapoi banii ani, 30 de ani, că eu știam condițiile din România. Pentru că România cu 10 ani a trecut prin aceeași criză financiară când au căzut băncile și n-a sesizat nimeni. Băncile au căzut, banii s-au pierdut și datoria băncilor a fost trecută la datoria publică, care iară e o discuție care o să o facem altă dată. Deci Bancorexul, Banca Religiilor și tot ce s-a întâmplat s-a trecut la datoria publică, adică cineva a plătit oarele sparte. După criza financiară care a fost în Statele Unite, pentru că s-a lucrat într-un sistem virtual unde companiile erau cotate la bursă, de exemplu, luăm un motor de căutare Google, care are niște calculatoare, se cotează la bursă astăzi în valoarea ei intrinsecă de proprietăți. Și spunem, are niște calculatoare un alta. După care, în începerea cotațiilor bursiere, totul se întâmplă virtual, cererea și oferta, pe randamentele care le-ar da compania pe piață. Dar mâine, dacă cade bursa cum s-a întâmplat, ea valorează 2 milioane, nu 42 de miliarde cât era cotată la bursă. Că totul se întâmplă virtual. Și aici pierd cetățenii care cumpără acțiuni la bursă. Cine se duce și are încredere într-un joc piramidal bursier care nu va ține la nesfârșit. Și asta se întâmplă periodic. Bun, și ciclic. Domnilor, domnul Liga, unde e criza? Unde se simte? La nivelul celor care joacă la bursă? La nivelul, și întreb de români în primul, la nivelul românilor din străinătate? În România va fi mai subțire. În România va fi mai subțire. Ați fost consilierul președintelui, dar știu că v-ați ocupat și de românii din străinătate. Da, este adevărat, pentru că în ultimii 4 ani m-am ocupat în mod special de românii din diaspora. Vorbesc de românii din Spania, Italia, Statele Unite. Ei ce spun? La ei e criza economică în buzunarul românului din Spania, Italia? Ați întrebat puțin mai devreme. Domnul Prigoan a spus un lucru și așa este. România nu va fi lovită direct de criza care în că momentul de față este... Că n-a fost cumplit și în caracatița de îndatorare. Exact. Românul nu. Dar e indirect, un jucător la bursă. Automat vom fi și noi atinși. Aș putea să vă spun în legătură cu românii care sunt în Spania, de exemplu, și în Italia acum. Pentru că fiind afectați cei mari, rechinii, dacă pot spune imobiliar, rechinii business-ului din Spania, automat sunt atinși și cei ai noștri. Pentru că majoritatea dintre românii care sunt plecați acolo sunt oameni care prestează o muncă, zic eu, calificată. Muncă calificată în construcții, în mod special, și menaj. Așa, asta e piața cea mai lovită. Și asta e piața aproape cea mai lovită, da, după bănci. Ceilalți. După bănci, este piața care în momentul de față este cea mai atinsă. Și normal, ceea ce noi putem face acum, ne gândim la următorul lucru, ca să legăm puțin, ați întrebat de România. Oamenii aceștia au plecat nu de plăcere, unii de 5, 10, 15 ani, ca să poată să-și rezolve problemele. Ei au plecat în Spania, în Italia, unde au apucat. Dar, în schimb, au făcut un lucru extraordinar de important și mare pentru aici România. Vreau să ajunge. Dacă la ce mă au gândesc? Au trimis miliarde de euro și câțiva ani la rând, banii care au fost trimiși din străinătate de către acești oameni au reglat balanța economică a României. A României. Dar aici mi-e frică. Și noi, vă spun că e locul unde mi-e cel mai frică. Dacă acești oameni astăzi sau anul viitor nu vor mai putea trimite 6, 7, 8 miliarde de euro, că pe aici, pe asta se bazează creșterea economică în parte. Dar ne lăudăm, vedem, nu? Că e creștere economică. Să vedem, să mergem puțin până la capăt, domnul Moraru. Ei au plecat și și-au sacrificat familii, și-au sacrificat copiii. Copiii au rămas aici, ei au trimis bani cu speranța că acești oameni vor avea niște profesori pregătiți, bine plătiți, copiilor să poată cel puțin să primească o educație așa cum trebuie. Și ne trezim că ei au trimis miliarde de euro
Și astăzi, pentru un domeniu atât de important cum este educația, ce înseamnă educație? Corect. Educația copii înseamnă și viitorul nostru de mâine. Dar nici sănătate n-au primit cei care au rămas aici din partea familiei. N-au primit așa ceva. Și aici este marea problemă, pentru că ei s-au sacrificat, au făcut ceea ce trebuie și cu toate astea, guvernul actual n-au făcut ceea ce trebuie, pentru că banii care i-au primit de afară, banii din împrumuturi, în loc să îi duc acolo unde trebuia, să rezolv problema infrastructurii, să rezolv problemele X, Y, care sunt de importanță națională în momentul de față, au fost drenați. Bun, dar eu vă întreb acum, dacă românii sunt afectați și în Spania și în Italia și ei trimiteau, repet, miliarde de euro, credeți că în contextul ăsta de afară, al crizei, vor mai trimite atâția bani? Că dacă nu vor mai trimite suma cu care ne-am obișnuit noi ăștia de aici, adică guvernanții, păi creșterea economică, eu cred că mai mult de jumate e dată de acești oameni care trimiteau, cel puțin pe 2008. Că investițiile în 2008 nu știu cum au fost atât de mari ca în 2007. Investițiile în România vorbiți? Da. Că din asta se face creșterea economică, nu? Că noi producție n-avem. Creșterea economică care a apărut pe masa guvernului era din consum. Noi în ultimii 10 ani am reușit să facem o datorie externă de 60 de miliarde, care într-un fel sau altul s-au dus înspre masa populației și s-a întors în consum prin marile lanțuri de magazine. Pe consum efectiv. Am avut o parte din PIB făcută pe exportul de materii prime, chele, stea, minereu și așa mai departe, plus fier vechi, am tăiat toate fabricile și am aruncat la fier vechi. Știți că plecau în continuu tiruri înspre Constanța și vapoare. Dar cam cât din PIB o fi fost din cele 6-7 miliarde trimise de românii din străinătate? Păi calculați și dumneavoastră, era semnificativ, pentru că sunt 120 de miliarde PIB-ul României. Pe anul trecut am avut o dublare a PIB-ului în ultimii 3-4 ani de zile. Din cauza asta că a venit o infuzie de bani de afară, plus speculațiile imobiliare. Ce s-a întâmplat? Noi vindeam terenurile între noi, că nu venea nimeni să ne dea bani. PIB-ul, în general, trebuie făcut pe export și balanțele de plăți echilibrate. Dacă exporți mai mult decât importi, atunci ai o balanță pozitivă. Nu e prea tehnică. Deci nu tehnic. Dar noi, în momentul de față, importăm mai mult decât exportăm și ne exportăm, atenție mare, materii prime. Noi nu exportăm produs finit. Foarte finită, da. Deci noi avem o problemă. Dar credeți că ne lovește? Dacă de anul viitor, România, anul 2009 de afară, spun așa, nu mai trimitem niciun euro, că nici noi nu mai avem. Problema nu e dacă trimit sau nu. Problema e că sunt scadențele la plată la datoria externă. Pentru că există așa numiții asasini economici mondiali care vin și te îndatorează. Și tu ești obligat la un moment dat să dai datoria înapoi, 60 de miliarde. Că trebuie să o dai. Încă guvernul României nu ne-a spus ce a pus în gaj pe datorie. Că orice cetățean merge la bancă trebuie să pună un gaj. Și statul român a pus ceva în gaj. Și noi cam bănuim ce a pus în gaj. Energie, petrol, resurse și așa mai departe. Care să pun? Și atunci noi suntem obligați la un moment dat să vindem pe alea nu le-am dat gratis, mă gândesc. Ba da, dar mai avem ceva. A fost moneda de schimb ca să primim bani de la Fondul Monetar și la Banca Mondială, de la BER și din stânga și din dreapta. Bani care nu s-au dus pe proiecte clare, școli, instituții, autostrăzi și așa mai departe. S-au dus în consum. Asta a fost. A fost echilibrare de plăți pe buget. Și vreau să lansez o întrebare telespectatorilor noștri, dacă simt sau cred că există acum, în acest moment, criză economică în România. E simplu, da sau nu? Deci dacă simțiți pe buzunarul dumneavoastră sau nu vă luați neapărat după presă, după analiști economici, e simplu. Simțiți sau resimțiți criza economică? Să vă dau un exemplu de criză economică simțită de mine. Ieri am fost la o pompă să alimentez mașina cu benzină și în fața mea era un domn cu o mașină, ultimul model de Mercedes, care a băgat 10 litri de benzină. Asta înseamnă criză? Nu. Nu mai are. Vă spun ceva. Mi se mai întâmplă și mie să nu nimerez la o pompă care mă satisface. Domnul meu, spun așa, la mașina aia... Și pui cât să ajungi la o altă pompă. Nu, nu, nu. Mașina aia era prevăzută cu un card. Deci cine deține asemenea mașină, deține și un card de benzină. Atenție mare. Deci la o mașină de aia nu e cu cash-ul. Și eu m-a băgat 10 litri pe cardul ăla. Că a început să devină grijuliu. Dar mă, că se ieftinise. Că se ieftinise cu 11 bani. Și mi s-a părut mie că am circulat mult prea repede astăzi prin București. Mult prea repede. Și asta nu sunt semne de însănătoșire când lumea ia benzină puțină și începe ca să facă economii. Aici cred că și prima dată ați subliniat și aș vrea să subliniez încă o dată lucrul ăsta. Personal cred că criza mondială, care există în momentul de față, nu putem să... Nu există, da? Dar să plâng ei. Nu va ataca în mod direct
România. Nu. România nu o să... Păi bun, dar dacă pierde miliardele, repet, România pierde anul viitor câteva miliarde trimise de românii de afară. Domnul Moraru, într-adevăr, acei bani sunt foarte importanți pentru România și nu 7-8 miliarde sau 10 miliarde cât au venit de afară. Sunt extrem de importanți. Dar și orice ban care vine, intră, este bine.